Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou despre planul Netflix de a sancționa... Ce-a mai făcut? Parola de scară. Așa cum se întâmplă în multe locuri, Luca, dacă înțelegi ce vreau să spun. Da. Da. E vorba de partajarea excesivă a parolelor pentru accesarea serviciului de streaming. Definește excesiv. De la 12 în sus. De la scara de bloc în sus. Mă, cât sunteți pe parola aia? Dar zi sincer. Noi? Așa. Dar noi ne avem tatia. Dumneavoastră. Diferite. Dar nu... Dar nu, nu așa trebuia să faci. Cât suntem noi pe parola aia? Dar Netflix, și că a pierdut 1 milion de utilizatori în Spania în primele 3 luni după ce a interzis partajarea parolelor, nenorociții. Mi se pare normal. Spania a fost una dintre primele piețe unde Netflix a introdus taxă lunară pentru utilizatorii care și-au partajat datele de conectare cu altă gospodărie. Deci, deținătorul parolei, care a dat parola altora, acum trebuie să plătească taxă suplimentară. Înțelegi? Cum? Tot aici au fost introduse măsuri tehnice pentru a detecta o astfel de partajare. Vine poliția parolelor de la Netflix. Da. Cine e? Cine e? Mascații! Acum e foarte probabil că o bună parte din acești 1 milion de utilizatori nu erau plătitori efectivi, ci doar foloseau parolele unor plătitori. Nu cred așa ceva. Dar analiștii media spun că mai dureroasă pentru Netflix ar putea fi pierderea de popularitate pe piață. Deci spaniolii au zis, deci ce faci? Îmi iei parola mea? Și a vecinilor? Să plătesc. Nenorociști de atâta lume. Malparidos. Anulările de abonamente în primul trimestru s-au triplat față de perioada precedentă. În plus, unul din 10 abonați din Spania intenționează să renunțe la abonament cu totul în următoarele luni. A devenit prea scump. Da. 6 euro, 5,99 pe lună. Cum e posibil să faci prețuri de astea? 5,99, dă-o încolo de treabă la un serviciu recurent. Adică, măcar dacă te duci la magazin și cumperi ceva, vezi acolo, 5,99. A, psihologic e sub 6. Dar când e recurent în fiecare lună, trebuie să plătești 5,99, care mai e rostul? O taxă similară, nu, stai, de 5,99 ca să adaugi membrii din afara gospodăriei. Taxe similare în Portugalia, Canada, Noua Zeelandă, a fost lansată în mai multe țări din America Latină, vă spun că ne paște și pe noi. Și un reprezentant Netflix a declarat totuși încrezător că și în Spania, la fel ca și în alte țări, numărul abonaților va reîncepe să crească curând. Păi noi nu o să ne înfrângă aici. Nu. Eu vă spun, noi avem decodori HBO cu șurub din anii 90. Mai adică asta vă de lucruri zic. Mult mai grele. Mai țineți minte decodoarele? Parola noastră de moșie e un zid. Da. Peste care nu... Sorin se întreabă dacă Luca e zgârcit sau chiar are salariu mic. Să știi că n-am fost zgârcit niciodată, Sorin. Și nici salariu mic n-are. Nici nu mărinimos nu sunt. Și nici prea mic. Dar e o chestie de... Sunt niște tradiții. Fii atent. Deci la nivel global, peste 100 de milioane de persoane folosesc un cont pentru care nu plătesc, anunță Netflix. Deci nu ești singur, mă. Ia uzi, Luca, ești într-o companie selectă. Sunteți 100 de milioane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.